Băsescu. Da. Vreți să-i spuneți ceva? Păi să dea, să doboare vizele pentru cetățenii din Serbia care sunt români, că noi în România care suntem de aici nu putem să ne băgăm fără viză. Dar avem voie să venim în România, dar nu putem fără viză. Și dacă ar fi să stați cu el la o bere, ce îți mai spune? Tot așa i-a spune de că a stat la bere cu el. Și aș dorea să beau o bere cu președintele românesc. Da? Aș dorea să beau o bere cu el. Altceva nu. Dar vreți să-mi spune? Iar eu plătesc, nu contează care plătește bere. Am înțeles. Dar dumneavoastră ce i-a spune? Și eu i-aș spune la fel, că vrem și noi să ne ducem la România fără vize și să călătorim liberi, da. Ca și toată lumea. Da, că și noi suntem mulți români, da. Care, care trăim. Da. Eu sunt român, da. Care și vreau să călătoresc și să mai văd țara. Domnule președinte, suntem siguri sau suntem convinși că la fiecare concurs de genul cel mai frumos român vom ocupa primele 3 locuri. Trăiască România, trăiască toți românii oriunde ori fi. Pentru că nu vreau să lungesc excesiv discursul meu, aș vrea să vă spun și câteva lucruri care țin de relația bilaterală româno-sârbă. În primul rând, România va continua să se numere printre statele care nu recunosc Kosovo ca fiind independent de Serbia. Bucur Moredu, Zelinda, istakujem da Rumunija će se i dalje brojiti među državama koje ne priznaju samostalnost pokrajine Kosovo. Hajde, svi dođe na